Auzi, ai idee unde cămașa aia roșu, că vreau să mă schimb. Ai auzit cu fata lui Viorica? Are doi copii. Unul alb și unul negru. Cu același bărbat. Cum e posibil așa ceva? Paurică, ai ceva cu mine? Băi, eu nu înțeleg ce are cu mine, mei. De dimineață e supărată și eu n-am făcut nimic rău. Păi știi, amintit, că femeile se supără din orice nimicuri, ei? Poate ai greșit tu nevoia, poate ai uitat un detaliu, ei. Cine dracu ține cont de detalii în ziua de azi? Hei, doamne, cum e? Dar femeile țin cont de orice detaliu important din viața lor, ei. De ziua când v-ați cunoscut, de ziua când ne-ai dat primul sărut și de toate zilele mitic în care nu ai dat atenție. Toate zilele în care noi i-am dat atenție? Cornel! Gata, știu! Știu de ce Aurica e supărată pe mine, ei. Astăzi este ziua ei. Cum de nu m-am gândit? Cum ai mitic azi ziua Aurica? Ești tu ai uitat, ei? Ei, doamne, ei! Du-ți și-ți fără repede bagajul și pleacă dracul din țară. Că asta cu supăratul e doar începutul, ei. Măi, să știi că tu ai mare dreptate. Trebuie cumva să repar situația. Și știu și cum. Trebuie cadou. Dar și cadou? Aici o singură persoană te poate ajuta. Cea mai bună prietenă ei. Marie, am mare nevoie de tine. Ai uitat ziua Aurica, ea? Eu? Nu! Eu n-am construit niciodată în viață de ziua Auricăi. Ziua Aurica este foarte importantă pentru mine. De aceea tocmai de asta am venit să te rog frumos să mă ajuți cu un sfat. Ce cadou să-i cumpăr Aurica? Ia zi, ce buget ai? Buget? Stai, că mai am în buzunarul drept. Ah, mai am și în spate. Gata. Ce să ăștia, mitic? Îți bani? Da, eu știu că-s bani. Dai 3,20 lei acolo. Nu-ți ajung nici măcar de o lumânare. Dar nu iau lumânare, fac doar nu în grop. Nu, e lumânare de pus pe tort. Trebuie și tort? Da, bineînțeles, că așa se face când e ziua cuiva. Cât o mai costa un tort din ăsta? Ei, nu-i scump, vreo 70 de lei kilogram. O, dar ce tort îi iau? Iau tort din nuntă, dau la tot satul. Lua Aurica, ai bun, o felie mică, așa. Aoleu, amitic, zgârcit mai ești. Nu mă miră faptul că umpli cu 3 lei la tine. Păi tocmai de asta am venit la tine, Marie. Dă-mi și mie niște bani ca să iau Aurica, e un cadou frumos. Ia uite pentru ce a venit el la mine, de fapt și de drept. Sunt chiar mii bani. Pleacă de aici până nu mă duc să-i zic lui Aurica că ai uitat ziua ei. Hai, pleacă odată! Bă, dar chiar e! Te-a ajutat Maria până la urmă? Nu m-a ajutat, m-a încurcat. M-a amenințat e că se duce răbd de la Aurica și îi spune că am uitat de ziua ei. Problema cea mai mare e că nu am bani de cadou, e, Cornel. Că dacă știam și eu, puneam niște bani deoparte. Tu și pusul banilor deoparte, mitică. Mai ții minte când ai pus ultima oară bani deoparte pentru acoperiș? Ai băut după aia atâți bani și ți-o plouat în casă? Acolo a fost altă discuție. Plus că băutura a fost ispită. Dar știi ce mă gândeam, mai Cornel? Cum ar fi să învăț o poezie de la Eminescu și să mă duc cu un buchet de flori la Aurica? Nu mai merg cu astea, mitică, nu mai merg. Acum femeia vrea să iei ceva în casă, cu tehnologii, electrocasnici și ceva. Ce electrocasnici, Cornel, ți-am spus că nu am bani? Dar cine a zis că trebuie bani? Uite și plasmă șmecherare popa, e. Ești la câți bani are, nici nu o să-i simtă lipsa, e. Și până la urma urmei, ăsta e cadou perfect pentru Aurica. Zici că o să-i placă, e? E, o să uit la telenovele 4K, e. Hai pe aici, hai.
Băi, hai să ne descălțăm să nu lăsăm urme. Cornel, de cine ai ținut tu, e? De cine ai ținut tu, e? Pentru că mie mi-a scăpat? Păi și mie mi-a scăpat. Acum mai bine, hai că nu-i chiar așa rău, e. Vauric, cu ocazia zilei de naștere și cu tot efortul meu, și cu toată dragostea mea nemărginită, vreau să-ți spun că ți-am făcut ca cadou o plasmă. Este o mică problemă. Este puțin zgâriat. E, da, costă 60 lei să repar. Chiar eu ți-o repar. Să-ți fie rușine, mitică. În primul rând ai uitat că ziua mea a fost acum 2 zile. Și pe lângă faptul că ai uitat, ai tu pe ușine să-mi țărea să vii la mine cu toate jafurile? Ieși! Eu n-am nevoie de plasmi sau alte prostii! Fă, Marie, de ce nu mi-ai zis, fă, că acum 2 zile a fost ziua Auricăi? Dar n-ai zis tu, mitică, că n-ai uitat? Vă dați seama că acum asta e supărată pe mine? Nu mă mai primești în casă? Nu am unii să dorm? Păi, mitică, n-o să poată să-ți spună nimeni niciodată ce-și dorește Aurica cu adevărat. De asta este important și esențial să comunicați, ca să afli ce-și dorește ea, de fapt. Iartă-mă că am uitat că-i ziua ta. Aurica, te rog, nu mă judeca. Așa sunt eu. Uit mereu și mă plâng că dau de greu. Și drept n-am avut bani de trandafiri pentru a mea sărbătorită, însă ți-aduc în dar o mare răsărită. La mulți ani, fă! Aoleu, Eminescu meu! Te scot la o sămânță, fă? Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să dați un like, un share, să vadă tot popor. Și încă un lucru, oameni buni, eu chiar îmi doresc o petrecere de ziua mea, pentru că ăsta m-a uitat. Am pus o poză pe Instagram, pe Instagram la 3 chestii. Dacă poza adună 15.000 de like-uri, faci și petrecere pentru Aurica. Petrecere! Dar ce să faci? Vreau petrecere!